dragilor, bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast, episodul 10. Am venit în natură, că e cald afară, suntem la Plaja Nouă, lângă Timișoara, și vorbim despre filme horror cu Florin Rogojinar. Salut! Florin, nu o să începem cum ne-am obișnuit cu filmele direct, ci o să începem cu un joc. Ia. Să le spunem oamenilor că în ultima perioadă te-ai dedicat scrisului. Ai scris un scenariu chiar de film horror. Da, l-am și filmat deja. Da, și astăzi eu te provoc să continui niște idei de scenariu. Ah, bun, deci de asta am foaia și pixul. De asta e foaia și pixul. Bun. Eu îți dau începutul scenariului, da, și vreau să îl continui, și iar eu o să încerc să ghicesc. Dacă, cum l-am continuat? Cum l-ai continuat tu? Am 5 întrebări ajutătoare. Că, na, poate nu ghicesc din prima, că e greu. Aha. Dacă nu ghicesc cu acele 5 întrebări ajutătoare, asta e, am pierdut, ai câștigat. Dacă da, înseamnă că pot să citesc gândurile. Deci tu mi-ai început acum și da, eu trebuie să scriu continuare eu. Scrii continuarea, poate să fie un cuvânt, poate să fie o frază, dar nu foarte lungă, da, că da, na, să nu fie greu de ghicit. Eu m-am gândit așa, un scenariu de film horror. Un grup de prieteni pleacă într-o excursie într-o pădure izolată, cam ce avem noi aici, în care este... Și eu pot să scriu, dar tu nu te uiți aici, da? Nu mă uit. Scrie, scrie. Gata. Hai să vedem. O să încerc să ghicesc. Dacă ghicesc o parte, îmi spui. Dacă nu, o să încep cu întrebările. Un monstru care face ceva urât. Nu. Nu. Hai să vedem. Are legătură cu o vietate? Da, poate să fie, da. I-am scris-o chiar la final. Nu era în plan, dar am trecut o vietate, da. Bun. O vietate. Are legătură cu ceva substanță? Nu. Ceva urât? Nu. Nu? Cu tarot? Nu. Cu ghicitoare, vrăjitoare, ceva? Nu. Nu? O băutură care să-i năucească. Nu, dar aproape ești. Deci tot o substanță, o băutură, ceva. Ceva lichid. Un lichid. O travă? Nu. Nu? Hai că am epuizat întrebările. Da. Am spus să fie un lac unde o să moară toți. Un lac unde o să moară toți și acolo am trecut eu crocodil. Deci am zis de vietate, poate un crocodil și bang, ia pe fiecare cum se apropie de apă. Interesant. Nu e aici la Plaja Nouă, nu, să nu se sperie oamenii, să vină cu încredere că aici sigur nu este. Am dar văzut. Foarte bună idee de scenariu. Hai să încerc, poate a doua miese. Un investigator Ai 1-0, da. Un investigator paranormal și echipa sa sunt chemați să investigheze un orfelinat abandonat, unde... Fii atent că e cu paranormal, am spus special, da, paranormal. Unde și aici să dau eu ceva? Unde există ceva sau se sperie de ceva sau... Mamă, dar se vede că te-ai apucat să scrii scenarii, că scrii. Hai, am scris o propoziție. În 5 cuvinte am scris. Hai. Hai să vedem. Are legătură cu un orfan? Nu. Am zis orfelinat. Nu. Uh-huh. O vrăjitoare? Nu. Da, s-a aproape, sunt zona aia. Da. O tipă... Am zis că nu îți dau de copii. Am zis că nu mai zic nimic de copii, că era clar că dacă zic de copii, te ghiceai, da, repede. Da, 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 da. O îngrijitoare, îngrijitoarea copiilor. Da, am pot să, da, așa am gândit și eu, dar n-am continuat și mai gândește-te la locul din orfelinat, am zis că acolo poate să se întâmple ceva mai nasol. Așa am continuat, ce o să se întâmple în unde, deci nu ai zis unde. Unde? Există o cameră, da, în care asistenta torturează copiii. Da, se aud sunete de acolo, ca pentru că au fost tot torturați copiii. Da. Ah, torturați copiii, da. Și după aia rămân acolo, uh-huh, urât, da, bun, nasol. Astea cu copii în filmele horror, nasoleam. Mie îmi plac. Da, păi te prind oricum, te, da, prind. Într-un... M-am luat un pic de COVID, hai să ne gândim în zona aia. Într-un viitor ciudat, un virus mortal se răspândește rapid. Care e virusul? Cum se numește? Poți să-i dai... Nu, cum se... o să fie greu să ghicesc cum se numește, dacă nu există, că poate să fie ceva inventat. Ce-ți face virusul ăsta? Așa, ce-ți face, da. A, bun, așa, m-ai ajutat cu asta, cu ce-ți face. Că, de exemplu, eu m-aș gândi la un virus care ar transforma oamenii în animale sălbatice.
care să nu se poată controla. Gata. Ah, le face ceva oamenilor, da, nu? Da, da, da. Îi face să își uite trecutul. Nu. Nu. Dar tot are legătură cu capul. M-am gândit. Îi face să își imagineze că sunt altceva. Aproape. Deci cu imaginația vine pe acolo. Să își imagineze că sunt canibali. Mm-mm. Nu. Să... Nu te-ai gândit la asta cu animalele, că eu la asta... Nu, nu, ai zis-o tu, nu, da. N-am mai. Deci ține de imaginație, deci cum ai zis că e imaginație, mm-hmm. Și acolo joacă-te cu imaginația. Păi și imaginația. Ce poate să le facă virusul? Că trăiesc în alt loc decât sau cel în care sunt de fapt. Că nu mai deosebesc realitatea de ficțiune, de imaginație. Da. Wow, ar fi interesant. Păi am scris prima dată VR, că chiar vorbise rău mai devreme. Da, VR, cum ar fi, de la cum ar fi, da, să nu mai... Practic, să intri în VR și să nu mai ieși din VR. Da, mie mi-ar plăcea, ar fi interesant. Bun. Hai că hai nu. Că le punem egalitate. Da, acum. Suntem așa. Da. Un cuplu își petrece luna de miere într-un sat izolat, unde descoperă că locuitorii sunt... Deci într-un sat izolat, unde descoperă... Adică am tot vrut noi să începem cu jocuri, n-am că am început cu un joc. Cred că e mișto și pentru oameni să se gândească la diverse scenarii. Poate nu de filme horror, dar dacă îi inspiră filmele horror, de filme horror. Și dacă încerc să citesc ce nu, scrie poți, el pe foaie, scrie foarte mic. Am și scris ba de tipar, ba mic, ca să te iubi. Deci locuitorii sunt... Sunt? Uite, eu ador filmele de groază cu posesia. Sunt posedați? Nu. Nu? Dar are legătură cu diavolul, cu ceva? Sunt nebuni ei așa, da, dar de la ce? Sau de ce? Au mâncat o iarbă și și le-a luat mintea razna. Și le-a luat mintea razna. Deci sunt... Sunt înnebuniți. E de... și un film, eu am văzut un film cu asta și de-aia am și scris. E un film. Cunoscut? Da, cred că. Ești așa, cât de cât, pe Netflix. Sunt... Deci nebunii, are legătură cu nebunia? Da, oricum o să ți se pare că sunt ciudați. Ei au ceva, sunt dubioși. Și toți o să dea ăștia, eu când mă duc cu nevastă acolo, îi văd pe ăștia că sunt mai dubioși, așa. Și nu înțeleg de ce, dar după aia o să-mi dau seama. Eu nici au consumat ceva? Da. Sunt pe LSD. Fără droguri, fără substanțe. Fără substanțe? Da. De la o mâncare, de la ceva? De la sânge. Adică eu am scris, e un film, okay. Se numește Apostolul. Și am zis că toți sunt frați, neamuri, și fac parte dintr-un cult. Și oricine venea extern, cu sângele, cum ar veni, ce suntem noi care mergem acolo, cu sângele călătorilor, da, sau oamenilor ăștia, da, da, hrăneau pământ, animale, și de-aia aveau rod și le mergea foarte bine. Uai. Adică, da, 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 e pe Netflix filmul ăsta. Nu, deci nu e ideea mea, da. Vreau să-l văd, da. Mai ai? Da, mai am una, are legătură cu o carte. Imaginează-ți că într-o bibliotecă cu cărți foarte rare, care sunt închiriate, există o carte care... Asta ce tare, cu asta cu biblioteca, eu am și eu un plan să scriem un film horror. Biblioteca, nu stai să dăm altă idee. O care pe care... Clasic, ai deschis-o. Pe care... Sau care... Asta o ghicești ușor. Mama, dacă îți scrii. Îi scriu toată propoziția, ca să nu zici că nu... O carte... Pe care... Atunci când o deschizi... Da. Te face să intri în ea. Exact, da. Te duce înăuntru ei. Ești posedat, nu mai ești din bibliotecă, intră ceva, o entitate în tine când o deschizi. Ah, super, eu știi la ce m-am gândit când am scris asta cu cartea? Am gândit la Harry Potter... În momentul în care citește jurnalul lui Voldemort când era el tânăr și e intră cu tot un jurnal și îl duce în trecut să vadă ce s-a întâmplat cu Voldemort. Da, ai văzut cartea demonică, asta din 2023, e filmul? Nu, nu. E pe HBO Max, exact cu o carte pe care a luat-o o mamă, o citește și după aia vrea să-și ucidă copiii, adică pentru că era tot așa o entitate, o femeie care
asta căuta să se hrănească cu sufletele altora, nu contau prieteni, apropiați, că de-aia vrea să-și ucide și e super bun film horror. Că cartea demonică, cartea demonilor posesie diabolică sau ceva de genul. Bun. Acum că am ajuns la filme, hai ce ai zis de filme cu cărți horror. Pentru mine, unul din filmele horror vechi care îmi place foarte mult e cu Johnny Depp, The Nine Gate. El este un colecționar de cărți rare și găsește cartea lui Lucifer, ce-a zice, cartea scrisă de Lucifer, care are 3 volume și în fiecare volum apar tot felul de indicii care duc la un ritual demonic. Nu l-ai văzut? Nu l-am văzut. Eu știam că jucat Johnny Depp în film horror. Păi, Johnny, ce-am observat eu la filmele horror? Că nu prea avem filme horror cu actori foarte, foarte celebri, sunt puține, dar Johnny Depp are ăsta, are Sweeney Todd, cu bărbierul care e așa. El e un pic mai în zona asta. În rest, nu. Filme cu, alte filme cu cărți? Mai vin? Hai să mă vezi dacă am scris eu vreo mai. Nu. Numai asta, de ce arată? Am scris-o și eu, uite, vezi cartea morților aia, posese diabolica aia. Atât, nu știu alta. Da, nici eu. Care-i filmul tău horror preferat, dacă este unul? Eu până acum 2 ani de când am început să fac conținut despre filme, nici nu mă uitam la filme horror, dar am văzut că e o comunitate foarte mare de oameni care se uită la filme horror. Mie nu-mi plăceau filmele horror, adică dacă mă uit seara la un film horror, e nasol, adică după aia cu lumini aprinse, cu din astea. Dar am așa, mi-a plăcut foarte mult asta cu cartea morților, adică o poveste foarte bună. Uite, mi-a plăcut The Black Phone, dacă îl știi din 2021, știi? Am o poveste super interesantă cu The Black Phone. Mi s-a părut foarte bună povestea și te face și partea a doua. Cum o să ducă mai departe, că cumva ăla a murit, care era răpitorul de copii în prima parte. Și atunci nu știu cum o să ducă, dar poate să fie cu alții care au fost prinși de el și să facă ceva rău sau să fie al nebun ca și el cumva. Deci, cea mai interesantă poveste cu The Black Phone, sigur îți aduce aminte, e singurul film la care noi doi am plecat din cinema. A, nu v-a plăcut. Deci, dar fii atent că continuare. Am plecat din cinema, plictisit în cinema, am ajuns acasă, l-am căutat pe net și am văzut continuarea acasă și după aia ne-am mai uitat odată la el. Deci, într-un final ne-a plăcut. Dar nu știu de ce, nu ne-a dat în cinema vibe-ul ăla. E singurul film la care am plăcut. Ori mai fost filme care nu mi-au plăcut, dar am stat până la final. Dar la ăsta... Ați ales chiar să plecați. Am ales chiar să plecăm, dar hai mă să ne uităm totuși la el. Și ați plecat din cinema, dar v-ați plecat acasă. Da, ne-am uitat acasă, da. E foarte interesant cu Black Phone. Am pus aici cu semnul întrebării că I Am Legend e trecut la film horror. Will Smith, da, e trecut la film horror. Nu, n-aș fi zis, adică... Da, fiind cu zombie și cu... Și știi că se face partea a doua. Da. Și o să joace ăsta ce a jucat în Creed, foarte musculos. Nu știu, n-am văzut Creed. N-ai văzut Creed? Nu. Nici unul, nici doi, nici trei? Nu, n-am văzut Creed. Nu. Dar nu, hai că zic. E foarte bun. Și el o să, amândoi o să și scrie, o să și joace. Ok. Și dar deci nu mai joacă Will Smith. Ba da, și Will Smith. Dar amândoi fac parte și au și scris la el și o să și joace. Michael B. Jordan, așa că era foarte bun. El e foarte musculos. Și el o să joace și el în I Am Legend partea a doua și mi se pare tare după atâția ani, un film care a avut un mare succes să-l aduci din nou. De-aia, mie mi-a plăcut mult ăsta. Chiar cum nu e foarte horror, că nu e cu sânge, cu ce, dar te ține în suspans. Cumva asta îmi place să fac un film horror. Să te ține, mamă, ce urmează să se întâmple, să nu te aștepți. Primul film horror pe care l-am văzut eu, acasă nu aveam voie deloc să mă uit la filme horror. Așa am crescut eu. Și la 19 ani m-am mutat singură în Timișoara și am zis, bă, trebuie să văd un film horror. Și m-am uitat la un film foarte vechi, Dawn of the Dead. Da, am auzit. De atunci a început pasiunea mea pentru zombi, ți-am și spus că serialul meu preferat e The Walking Dead. Și cumva eu până acum n-am avut un film horror care să mă sperie foarte tare. Doar dacă mă uit fix înainte de somn, mi se mai întâmplă să visez urât de atât, dar nu să mă sperie. Chiar recent am văzut Barbarian, e pe Netflix. Și cumva am rămas așa, am visat noaptea urât. Nu știu, dar m-am uitat fix înainte să adorm, m-am adormit pe el și probabil din cauza asta. Numărul 1 la mine este Saw. Deci pentru mine seria Saw m-a ținut în suspans.
Nu mi-a plăcut ideea lor lungită foarte, foarte mult. Adică aș fi vrut mai să schimbe puțin povestea, să nu fie tot despre el, să revină el, să se întoarcă, să apară tot el. Aș fi vrut mai mult să fie alte personaje implicate, dar da. Nu, să știți că nu se filmează niciun film horror pe aici. Sunt doar copii. Dar mie somn mi se pare mai mult, că nu l-aș încadra la horror, dacă e din ăsta cu sânge mult, cu... Psihologic? Mai mult da, te duce? Da, și că e așa foarte... Mamă, mai era acțiune? Un... Thriller? Da, te gândești da, că e mai mult către thriller? Da, altfel, la genul de scârbos de-a dreptul să te uiți la el. Adică sunt multe scene în care... Vai, nu-mi vine să mă uit, adică sunt foarte dure. Eu mi-amintesc acum scena, cred că în... Oricum primele trei mi s-au părut da, că a fost cred că mai... în al doilea film, când Amanda, care devine cumva complița lui până la un punct, este aruncată în groapa aia cu siringi. Și iese... Scena care nu te poți și faptul uita. Că iese de acolo și scoate... Deci aia mie îmi place, dar pe mine... Mie îmi place că duce cumva ideea cât de mult poate supraviețui corpul uman. A, da. Aia îmi place. Și poți să faci ca să tu da. Poți să faci ca să trăiești. Ca să trăiești. Bine, ai dus un pic la extrem, dar na. Dar l-ai văzut de la cap la coadă, de la 1 la Jigsaw? Nu, am văzut până pe la 3. Ok. Eu le-am văzut pe toate. Ultimul Jigsaw care cumva îi să zicem o încheiere. Da, o da, încheiere, da. Deși și ăla poate fi continuat dacă chiar vor. Adevărat. Zi-mi dacă văd că ai zis de Barbarian, uh-huh. L-aveam și eu aici. Interesantă poveste, adică adaptată iar la zilele lor, că închiriezi un apartament, cum se face acum, că despre asta e cu Airbnb, nu știu unde te duci, la cine stai. Da. Interesantă poveste de horror. Și ce mai am aici? Ai văzut Ellie? Nu. Un copil care nu putea să respire... Adică nu putea să iasă afară să respire oxigenul, trebuia să fie mereu într-un aer purificat și stătea mereu cu un costum pe el. Ok, nu. Și pe nu. Care părinții îl duc undeva ca să-l trateze și acolo de fapt era un spital din ăsta de nebuni care făceau experimente pe copii și pe... E foarte bun. E pe Netflix? Da. E greu, mi se pare foarte greu ca pentru copii să joace în filme horror, dar e... Dar crezi că rămân marcați? Băi, nu știu, nu cred, că n-ar mai juca, ori primesc foarte mult bani părinții. Dar nu mi-aș lăsa copilul să joace, e greu, mi se pare greu. Că știi că sunt povești, de exemplu, Heath Ledger, jokerul meu preferat, ca adult, după ce a jucat rolul ăla, a luat o razna și s-a sinucis. Adică, mă gândesc, pentru un copil poate, sau poate nu e atât de mare impactul, mai știi? It, l-ai pe listă, It. Nu l-am pe listă, dar l-am văzut, e faină povestea, ce mă șochează e că e foarte reală. Da, și că erau prieteni acolo, erau la filmări, adică copiii nu s-au speriat de clown, pentru că el stătea cu ei, glumea, vorbea înainte, l-a văzut cine e ca să nu îi sperie într-adevăr, dar secvențele în care el apărea, copiii nu știau de unde apare și de aia erau foarte... Foarte reale. Da, reale. Uh-huh. Zi-mi ce mai e tu pe acolo. Am The Shining. Jack Nicholson, care... Da, dar tu mi-ai zis la el că ai și râs, parcă, atunci când iese cu el. Da, nu pot. Da. Dar ai filme, că eu mai am un film horror la care am râs, dar nu așa, cu poftă. Păi, cred că sunt secvențe, că e fain să te mai scoată. Chiar și ieri noi la filmări ziceam că e fain ca un film horror atunci când să ai momente în care să mă relaxez, că acum nu se mai întâmplă nimic horror, știi, și să stau puțin. Știu că o să urmeze iară sânge sau să mă sperie, dar să mai fie momente în care... Poți să iau o gură de apă, poți să mănânc un nacho, să mă relaxez puțin de aia. Și de aia vine să mai și râzi la un film horror. Uite, unul care mă amuză, dar cred că e din cauza personajelor, cum arată, e chiar cu copii. Tin și Tina se numește. Tatăl e Denver din Casa de Papel. Da. Păi copiii aia pe mine, eu tot filmul ăla am râs și copiii aia mi se par creepy, dar amuzanți. Roșii foarte albi, așa. Foarte albi, blonzi, așa, da. Și cumva ăla, așa ceva cred că se poate întâmpla. Da, gen. Da, cu astea, cu adopția, da. Bun film. Eu țin foarte mult la animale, așa. A, și cu scena cu câinele. Dar când au omorât câinele, nu știu, n-am putut să nu râd, efectiv, n-am putut. Dar oricum, n-au arătat, ai văzut că n-au arătat. Da, nu. Și de-aia, ăsta e un film horror la care nu sunt scenele să pui mâna la ochi, pentru că dacă făceau ceva, arătau doar scena că sare sângele, dar nu vedeai că bagă într-un câine, ceea ce e ok. Da. Că vorbeam de actori celebri. O serie care mie îmi place extrem de mult,
Unbreakable, Split și Glass. Da, dar vezi, ăsta iară nu e horror, adică e bun, te ține suspans, Mr. Da, astea sunt top, toate trei, foarte Glass, top. Mr. Glass e Samuel L. Jackson. Pentru mine ăsta de joacă pe... James McAvoy. Da, vai, deci chiar vorbesc cu Meve tot timpul de omul ăla. A jucat 24 de persoane. Da, cum se poate transpune, dar nu știu, are un talent extraordinar. Și după aia am început să-l caut. Că acolo l-am văzut și am văzut că a jucat și în X-Men. Da, deși, nu el era profesor, nu? Da, el da, nu l-am remarcat în X-Men. Dar aici l-am remarcat, da. Și mai e și Bruce Willis. Da, foarte bună seria asta cu Split și The Glass. Dar și după o boală reală, nu aia, vine... Aia mă să te întreb. Crezi în chestiile astea să faci... Eu aș, dacă ar fi să fac un film horror, eu l-aș face în boala unei, în baza unei boli reale. Da, da. E bine, e sună mai realist. Decât să faci cu cărți care te posedă și te transformă și te nu știu ce, dai mai real să faci că suferi de o boală. Și bine, atunci... cumva e și cu comic books, că de fapt comic books-urile stau la baza creării personajelor, că ăsta de joacă McAvoy e de fapt dintr-un comic book bestia și așa. Da. Mie mi se pare seria, foarte una din seriile interesante, care e horror și nu prea. Da. Nu, dar ce zici de platforma de pe Netflix? Ți-a plăcut? N-ai văzut? Nu, no, platform, wow. Nu. Deci nu știi platforma în care sunt mai mult, cineva participă la un experiment din ăsta în care ești așezat pe mai multe nivele, da, și primești mâncare de sus în jos. Adică ea de jos aproape că nu rămân cu mâncare deloc, pentru că toți ceilalți sar să ia mâncarea și la fiecare etaj stătea doar o anumită perioadă mâncarea sau avea voie să mănânce numai, nu știu, doar foarte puțin și era aceeași mâncare pentru toți și după aia de multe ori stăteau câte doi în cameră. Se și omorau pentru mâncare, pentru o supraviețuire și e super psihologic, super tensionat filmul. Mamă, nu vine să cred că n-ați văzut dacă ești pe horror. Platforma, să te uiți neapărat. Platforma, ok, pe Netflix, da. Ok. Bun. Hai să vorbim de cea mai cunoscută serie horror. The Conjuring, da. The Nun, Annabelle, care sunt toate împreună. Că tot ziceam noi. Deși m-a dezamăgit să aflu în ultimul documentar făcut public de Netflix istoria și realitatea, pentru mine cea mai bună serie și cea mai bună poveste și cred în continuare că a fost și bazată pe fapte reale, cumva ei doi oricum s-au gândit și când au scris așa... Au avut legătură și cu realitatea, nu-i totul chiar fabricat. Cred că de-aia și a prins așa de mult, pentru că erau doi oameni reali, soț-soție. Mă știu, dacă faci un film horror despre o boală, pare mai credibil decât dacă inventezi ceva. Și așa au făcut și ei filme horror despre cazuri pe care ei le-au creat ca să le vândă mai departe. Și pentru că oamenii sunt fascinați de poveștile altora. Și cumva ei asta au făcut. Mamă, uite, am găsit o familie în care copilul este posedat. Și atunci asta s-a făcut ca efectul bulgărului de zăpadă. Au găsit tot alte familii, poate vreau doar cineva să iasă în evidență, că până la urmă asta parcă voia copilul ăla să facă, să îl bage și pe el maică-sa în seamă și se păcea că e bolnav, că vorbește, că nu știu ce. Și atunci soții, nu știu cum îi cheamă, soții... Lorraine și Ed Warren. Exact. Da, soții Warren, așa ei au profitat de asta și au dus-o la next level și amplificau totul ca să prindă la public. Din cărți au făcut filme care s-au vândut. Deci The Conjuring, da, foarte bun. Foarte bun. Pentru mine și scenele sunt foarte bune. Am două în cap. Ți-am arătat unul ieri, da, cel da, cu oglinda. Acolo cu călugărița care apare din oglindă. Da, din oglindă și după aia ai senzația că se strânge singură de gât, foarte bună. Și mai e o scenă cea cu crucile. Când se întorc, deci un perete plin de cruci, crucile se întorc cu sus în jos, iară, foarte, foarte bun. Annabelle, mie mi-a plăcut. Mie mi-a fost frică să mă uit asta cu păpușile, că le văd prin casă. Ai zis și de Chucky, că ți-e frică de Chucky. Da, că am copil acum și mai are păpuși, uite, mă gândesc, dacă văd noaptea niște ochi, că se mișcă prin casă, nu, de-aia nici n-are păpuși din astea, doar căței, broscuțe, nu am păpuși. Eu am avut o păpușă, dar acum, după ce am văzut poveștile cu filmele horror, mi se pare creepy așa să ai în casă o păpușă care poate să uite în ochii tăi. Dar Annabelle știra, rea. Da. Adică chiar a fost un om care a fabricat-o la un moment dat pe Annabelle, o serie limitată, mai știu că menționa la un moment dat, dar o serie foarte limitată de păpuși, care e o păpușă foarte urâtă, așa, adică nu... Da, uite, dacă ai o poveste bună? Da. Dar hai că vreau să zic un serial, ți l-am zis înainte să dăm rec, de vreau neapărat să te uiți tu și cei care se uită la noi la The Haunting of the Hill House. Este un serial în care în fiecare episod
o să vezi că e atât de, te ține atât de mult în suspans, pentru că tu o să vezi mereu entitățile în spatele personajelor sau doar apar ca umbre, ca reflexii, ca, și tu te, adică tu le vezi și te teamă că o să le vadă și personajul, că le face ceva rău, și tot sunt doar niște traume pe care, e povestea unor 5 copii care au rămas fără mamă când s-au mutat într-o casă nouă, și după o să vedem povestea fiecărui copil individual ce traume trăiește și la modul că toți au fost bântuiți în acea casă. E, mamă, e excelent, e The Haunting of the Hill House, e la modul, cred că are 8 și ceva pe IMDb, sau, adică pentru horror, să ai notă, e greu să ai note mari. Câte episoade are? 10 sau 8, deci n-are multe. E watchable. Da. Ok, ce zici de, e un film, eu am 3 actori preferați. Eu le zic cei 3 magnifici: Ryan Gosling, Ryan Reynolds și Jake Gyllenhaal. Ăștia pentru mine. Da, și mie îmi plac ăștia. Și este un film, Life se numește. E catalogat horror cu capsula de pe Marte. Da, știu, când sunt ei astronauti, ceva cu un monstru, ceva care prinde viață sau scapă din capsulă, prinde viață din capsula aia. Dar nu știu că e chiar așa horror. Da, aia voiam să te întreb. Care-i granița? Care crezi tu că e granița într-un film, nu știu, între acțiune și horror? Ăsta eu îl pun la SF, cu monstru. SF. Uh-huh. Un SF cu acțiune și poate puțin thriller, că te mai sperii, că sare monstru, apare monstru. Nu, horror sunt astea, Saw, unde e sânge mult, sau să văd fantome prin spate, The Conjuring, uite, astea în care apare o fantomă, entități din astea care poate să te bântuie, să vină. Așa, șarpele ăla, îl vezi, te ferești de el sau nu te ferești de un monstru de ăsta care poate să te mănânce, sau la, că și Meg ăsta cu rechinii e catalogat la horror. Ca și Jaws. Da, pentru că te mănâncă, te mușcă rechinul, dar dacă te ferești de el sau nu ești pe mare, n-am nicio treabă cu el, știi? Da, asta nu cu... Ca și Jaws, dar The Life of Pi e ăla cu tigru. Da. Nu e catalogat la horror și acolo tot în genul Jaws, tot în genul Meg, e numai că e un poveste tigru. Frumoasă, da. Că tigru până la urmă e prietenul lui și imaginația lui, da, e foarte frumos. Eu mi-am mai notat aici, dacă ai văzut tu X, ai văzut X? Care joacă și Jenna Ortega din Wednesday? Nu. Din 2021, foarte bun, e foarte bun. Și e tot așa cu niște tineri care merg să filmeze un film pentru adulți. Deci ei sunt niște adolescenți pasionați de videografie, de filme, și Jenna Ortega trebuia să joace, era cea care ținea lumina sau sunetul. Dar o juca și în Babysitter. Da. Și acolo în filmul ăsta era o actriță care a jucat și în Pearl Harbor. E o actriță care trebuia să joace o scenă pentru adulți, dar Jenna Ortega se îndrăgostește de prietenul ei, dar după aia acolo unde filmau erau niște moși nebuni. Și iar asta mă sperie pe mine, niște bătrâni nebuni. Mamă, asta iar mi se pare fricoșitor, că eu bătrânii văd ca pe bunicii mei, ar trebui să fie buni, calm, să aibă grijă de noi. Și când văd bunici din ăstea, uite, iar un film horror cu, știi, când pleacă doi copii de acasă și aș zice, am ajuns la bunicii noștri. Și când se sună pe video cu mama, păi voi nu sunteți la bunicii, aia nu sunt bunicii voștri. Nu știu. Oate, există așa? Da, ce bunici, în care doi copii ajung la niște bătrâni nebuni, psihopați, și ei credeau că sunt bunicii lor. Și ăia se comportau ca și cum ei sunt. Și când au vorbit cu mama pe video și a arătat, uite-o pe bunica, eu zic, ăștia nu sunt bunicii voștri. Și erau de câteva zile acolo. E, mamă, e creepy rău. Îmi place povestea, da, chiar îmi place povestea. Uai, foarte bun. Ce zi, o poveste care mie mi-a plăcut foarte mult. Uite, și aici joacă o celebritate, Sandra Bullock, Bird Box. Când e legat... Da, foarte bun. Dar primul Bird Box mie mi-a plăcut. Da. Acum s-a făcut un Bird Box. S-a mai făcut? După, spaniol, în care joacă Mario Casas, e actorul ăla din spaniol foarte cunoscut. Dar al doilea, nasol, e dus în altă direcție, dar Bird Box mie mi-a plăcut. Și chiar m-a ținut așa, în suspans. Asta trebuie să facă, cred că, filmele horror. Să stai așa, mamă, ce urmează, ce se întâmplă. Eu, ca de obicei, mă gândesc, la orice film horror, mă gândesc, se poate întâmpla, nu se poate întâmpla, se poate. Cred că asta te sperie și mai tare, să știi că se poate întâmpla. Păi asta cu ăsta se poate întâmpla, să nu putem să ne mai uităm la nimic, că nu știu, poate ajunge soarele... Exact ca aia, ce înseamnă, că nu mai deosebești realitatea de ficțiune. Da, sau poate ajunge soarele atât de puternic încât, îți arde, îți arde ochii când te ești la soare. Se poate întâmpla. Da. Ce zici de exorcizări? E, din punctul meu de vedere, cel mai solicitat subiect în... filmele horror. Eu ți-am povestit-o așa înainte să dăm break, că ăsta e primul film horror pe care l-am văzut eu în liceu. Se făcea seara filmului și am văzut Exorcizarea lui Emily Rose. Asta a fost unul cel mai cunoscute așa și virale filme.
Și da, sunt amândoi, mai ales că sunt reale, adică știu că se fac exorcizări și sunt preoți specializați pe exorcizări, iar mie mi-e e frică de asta. Nu mă uit. Nu te uit? Nu mă uit. Filmul meu preferat cu exorcizarea e cu Exorcist, când e Russell Crowe și e exorcistul de la Vatican. Da, mi-a plăcut filmul ăsta, adică n-a fost... Nu mi-a băgat atât de... Adică am avut și eu curaj să mă uit că juca Russell Crowe, dar de-aia m-am și uitat, că am zis că e un actor bun. Dar parcă nu a fost atât de horror cum a fost exorcizarea lui Emily Rose. Deși de Exorcist din 73 e mai e, care e cel mai vechi. Mă sperie bine când văd copiii că vorbesc cu vocea aia groasă și se uită și li se fac venele la gât și zic, mamă, e nasol de aia, nu prea cred în asta. Adică de aia, nu cred că poate să fie real. Deși am auzit că se fac, dar nu cred. Nu e la fel ca și cu The Conjuring sau cu una. Dar știi de ce nu credem noi? Pentru că am crescut cumva într-un mediu în care tot ce ține de religie e pe pozitivism. Nu prea se crede la noi în mai bine, demon, lasă, mai bine să fie așa liniștit. Deși uite că vin să filmeze în România. The Nun s-a filmat în România. Nu mai știu că nu am reținut. Am dat play la un film. Da. V-am povestit și am început să aud înjurături în română și zic, ce? Este un film în engleză, de ce? Tot da, așa da, nu a știu. Fost, nu da, mai știu. Da, tot o exorcizare a unei românce, cumva, și am înțeles că și ăla era inspirat din păi fapt real. Și în Dănan, iar se aud înjurături și vorbesc pe acolo da. Și la o mănăstire, nu, la mănăstire din România. La da, tare. Cârța, ceva de genul. Da, foarte tare. Deci în asta cu exorcizările? Păi noi și avem locuri cu Vlad Țepeș, adică zduse din asta, despre noi se spun, cu vampiri, cu din asta. Ai scrie un scenariu, de dacă tot ți-e frică. Da, adică eu sunt, dar cum am făcut și asta horror, că știu că oamenii consumă asta și aș face, dar îmi place să fac film ca să pară cât mai realist, exact cum este pe care l-am făcut noi, că poate să se fie câte un preot mai nebun, să, adică, și știu că oamenilor le place să consume, adică să te uiți la un film, bă, mă sperie, dar sper să nu mi se întâmple asta, sau hai că nu să se întâmple asta, știi, și de-aia vreau, adică îmi plac, vreau să fac, dar vreau să sper. Bun. Am mai făcut un joc. Știi că mie îmi place să povestim despre scene din filme. Da, da. Și hai să încercăm. Nu cred, stai să mă uit. Nu am pomenit niciun film dintre astea. Din lista aia ta. Da, o să-ți descriu niște scene și să ghicești din ce filme e sunt. E greu, să fie greu că eu, dacă nu m-am uitat așa mult, dar hai. În această scenă, protagonista găsește o casetă video cu un mesaj ciudat care anunță moartea ei în 7 zile. Am vorbit noi înainte să dăm rec de filmul ăsta. Da? Da. A, dar nu cred că... E cu o fetiță cu părul pe față. Ah, The Ring. The Ring. Da. L-ai văzut? Da, da. Dar sunt mai multe părți. Nu știu câte, că sunt mai multe părți. The Ring 3 sau 4 sunt. Cred că 4. Da. Parcă 4. Dar mai e tot așa cu cartea și puțin cu casetă, cu un televizor. Realități alternative, iar să vă uitați pe Netflix. În care tot așa unii se mută într-o casă nouă și în pod era un televizor. Okay. Și când pornesc televizorul ăla, arată din aceeași casă cu un copil care a murit. Și tu puteai să intri acolo și să-l salvezi pe copilul ăla. Dacă intrai, se întâmpla cu tine ceva din realitate. Foarte tare, că e psihologic, adică horror psihologic, iar e poveste bună, realități alternative. Foarte fain. Da, bun, cu The Ring, foarte bun. Și asta, unul de cele mai horror. În timp ce se află în duș, protagonista este ucisă brutal de un necunoscut. E foarte vechi filmul, e unul din primele filme horror. Cum o chema? Marion Crane. Așa se numește filmul? Psycho se numește filmul. Psycho, da. Dar nu e Psycho ăla cu Christian Bale? Nu, ăsta e cam printre primele, am căutat eu și cam printre primele. Am auzit? Da. Da, nu știu, nu l-am văzut. Dar că vorbeam de exorcizări. Acum, ți-am dat un spoiler, că am zis eu care e primul film. În această scenă, preotul încearcă să alunge demonul din copilă, care urcă și coboară scările într-o manieră sinistră. E ce mi-ai zis tu? E de Exorcist, l-am zis ăla deja. Primul vechi, primul vechi din 73. Da. Cam cred că asta a fost și primul film cu exorcizare. Ăla cu Emily Rose... Deja când l-am văzut, văzusem prea multe. Și știai prea multe povești de la alții, era consumat. Da, acea scenă când protagonista se relaxează în baie
și are o prezență malefică care apare din apă. E foarte cunoscut filmul ăsta. Poza filmului e fix cu o chestie care ies din păr, așa. Da, știu ce zici, dar nu știu dacă există. Nu e așa de vechi. Nu e vechi, eu știu. Nu știu dacă nu par alea ca deșart. Nu. Am și o poză în cap, cred, dar nu-mi vine cum se numește. Gragi. The Grudge. Da. Dar ai văzut când Carrie își folosește puterile telechinetice pentru a-și răzbuna colegii de clasă? Nu. E fix Carrie, iar e un film vechi. Din 76, e o tip așa cu breton și tunsă scurt. Și are puteri? Are puteri, da. Și se răzbună pentru scurgii? Da. Ce crezi de puterile astea? Nu cred. Nu crezi în ele, nu? Nu știu, nu știu pe nimeni. Dacă știam pe cineva, atunci credeam că se poate întâmpla. Uite, de asta nu cred nici în posesie. Că dacă vedeam pe cineva, știi? Da, sau auzeam. Doamne, sfărește că nu-i de dorit să vezi așa ceva. Dar dacă era mai aproape de noi, poate credeam. Dar așa? Ai văzut Candyman? Că tot ai zis de Candyman. Știi Candyman? Nu. În care dacă îl strigi pe Candyman, vine și te omoară. Ia, e un film din 2021. Eu de-aia știu mai multe noi, că nu mă uitam înainte și acum m-am uitat la astea care au tot apărut. Și iar Candyman e unul dintre alea bune. Mai poți să vezi, îți mai recomand The Night House, care e pe Disney Plus, cu un soț și o soție care se mută într-o casă nouă. Și soțul mai construia o casă lângă casa lor și e ceva cu realități, de puteau să circule și soțul a murit. Dar s-a sinucis cu un motiv anume ca să o elibereze pe ea de ceva și era interesantă. Mie îmi place Deliver Us Devil cu Eric Bana, îi joacă polițist, care... Așa că e ceva amuzant în el. Da. Când își mușcă piciorul. Da, când își mușcă piciorul și el tot urmărește, el nu crede deloc, deci el e un fel de ateu, că despre asta e vorba, nu și-a botezat nici măcar copilul și tot întâlnește posedați. Participă la o exorcizare, îl pune preotul respectiv să citească și atât de tare e impresionat. Bine, scena e foarte mișto că l-a făcut omul posedat, l-a făcut tatuat, așa, și ți-am zis că își mușcă din picior. Și atât de tare l-a impresionat că la finalul filmului, ca orice film horror, sau majoritatea filmelor horror cu un final fericit, alege să-și boteze copilul. Asta mi se pare. Botez și asta. Da, așa am fost noi obișnuit. Da, da. Nu știu că se zice că doarme mai liniștit copilul, că o să aibă un înger păzitor după ce și n-a, eu chiar cred. Dar eu cred că nu ne prea uitam la filme horror datorită părinților și ideilor că cumva ești împotriva lui Dumnezeu dacă te uiți la filme horror. Doar un film, e doar un film, imaginația cuiva, adică nu trebuie să crezi în asta. Te uiți ca să te relaxezi. Bun. Mai este. Oricum am atins o grămadă de filme bune. Îți mai zic eu unul nou de pe Netflix la care să te uiți, care e semi-horror și psihologic și o să-ți placă și e cu actrița din Gambitul Damei. Ok. Last Night in Soho. Ai văzut? Nu. Deci am văzut mai multe filme vechi, mai vechi, multe noi. Și sunt mai multe noi bune și Last Night in Soho și o să vezi chestii de cinematografie, cu imaginație, cu tranziții și PR în care... Asta se mută în o fată se mută în Londra ca să devină designer fashion și casa își închirează ceva cu bani puțin și o urcă într-un pod și în podul ăla s-au întâmplat foarte multe lucruri la soare și aude chestii și imaginează și nu mai deosebește realitatea de imaginație, că uscau când doarme, îi trează, nu mai știe și e mind blowing, iar un film bun. Crezi în obiectele din filmele horror? Uite, eu dacă ar fi după mine, aș face un film nu cu o persoană posedată, ci cu un obiect care are o putere asupra persoanelor. Un crucifix, o Biblie, cumva, ceva. Nu știu cum se numea ăsta ultimul film foarte bun, cu mâna aia în care era o mână pe o masă, stau stâns mai mult. Știu. De care, nici eu nu mai știu cum se numea, dar știu. E cu o chestie cu o mână așa și a fost unul dintre cele mai bune filme de anul trecut, horror, în care vorbeai cu obiectul ăla, se întâmplau chestii, îți spuneai tu de ce ți-e frică. Da, astea cu obiectele sunt iar mai realiste, că mai sunt obiecte care sunt de acum 500 de ani. Uh-huh. Cum de-au ajuns aici? De ce? Pare credibil. Poate asta e o idee bună de obiect. Și ce aș mai vrea să facem, că e un subiect acum la modă, nu atât de mult căutat, că nu sunt atât de multe filme făcute, horror cu AI. Există un film, Ex Machina se numește, da, îl știi? Bun, da. Și există ăsta, de tot vorbim noi de el, cu casa posedată, cum... Margot, da. Da. Asta aș face. Da, așa face. Cu AI-ul, să dăm, să aibă AI-ul puteri. Pentru că oricum suntem deja cam... Dependenți, ne controlează.
Da. Și să ajungă chiar să te controleze într-un mod horror, ar fi mișto. Da, da. Da, e nelimitat asta cu horror, că sunt și foarte multe. Da, da. Deci în curând o să vadă oamenii un scurt metraj horror scris. Am înțeles de la Alisa că e scris în totalitate de tine. Deci în totalitate de tine. Învățat de la ea. Bun. Vrem să le mulțumim celor de la Plaja Nouă că ne-au primit aici. Și le urăm oamenilor să ne scrie în comentarii ce filme horror au mai văzut. Și în curând să urmărească primul scurt metraj horror făcut de Florin Rogojinaru. Cadou le-am dat, cadou. Cadou până la urmă, nu era... Nu, era cadou. Vreau să fie câte un cuvânt la fiecare. Primul schimbul, după aia e meciul, cadoul. Că tot ți-am zis eu de Unbreakable Split Glass. Da, să ții minte mai ușor un cuvânt. Da, așa e. Bun, mulțumim mult. Bye.